Prințul cel rău și animalele. A fost odată un prinț rău care, pe când se îmbăia la râu, fu luat de un șuvoi de apă și purtat departe. Reuși să se prindă de un buștean pe care se mai aflau un șarpe, un șoarece și un papagal. Fură luați cu toții prin surprindere de furtuna năprasnică ce porni din senin și ajunseră purtați pe apele râului. Prințul și animalele strigau din răsputeri după ajutor, când iată că un călugăr aflat pe mal îi sări și le sări în ajutor. După ce îi scoase din apă, îi duse acasă la dânsul și îi ospătă. Prima dată pe animale, apoi pe prinț. Acesta se simți tare jignit și își spuse că se va răzbuna. Când să plece animalele, îi promiseră călugărului multe averi dacă le va vizita în pădure și le va striga pe nume. Prințul îi promise și era același lucru, deși nu avea de gând să-și respecte promisiunea făcută. Într-o zi, călugărul se gândi să-și viziteze prietenii și să le testeze recunoștința. Merse prima dată în pădure, unde îndată se adunară toate animalele și fiecare îi oferi comori, pietre scumpe și ierburi tămăduitoare. Apoi merse la palat, iar prințul, zărindu-l, puse gărzile să-l prindă înainte ca omul să spună pentru ce a venit. În drum spre temniță, călugărul rosti cu voce tare: "Mai bine ajuți animalele decât oamenii!" Auzindu-l, gărzile îl întrebară despre ce e vorba, iar când auziră cum își răsplătește viitorul rege binefăcătorul, hotărâră că prințul cel rău nu mai are ce căuta în țara lor și la lungară. Ei știau că binele trebuie răsplătit cu bine, dacă nu măcar mulțumește pentru binele primit.